Sunt bine acum încadrat, așa. Se taie un pic părul. Nu e bine așa. Nu-mi place să mi se taie părul, jur. Să vedem masa asta? Da, parcă pare puțin strâmb. Mă, nu contează cum ne stă părul, da? Contează ce filmăm. Da, și ce filmăm. Ce filmăm? Salutare, dragilor, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi avem un invitat special. Ghiciți, ghiciți. Nu ghiciți. Te prezinți tu? Sunt eu! El este Johnny Bravo de România, după cum vedeți. Dacă vrei să vorbesc să fiu așa, eu trebuie să fac niște vocalize. Așa că o să auzi niște vocalize acum și să le despre, da? Mi, 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 mi. Așa, puțin așa, știi? Mo, mo, mai ales că sunt răgușit! Bine! What the fuck? Dar trebuie să fac și eu... Trebuie să fac și eu vocalize... Păi vezi, păi vezi, păi vezi. Deci este... După cum se vede și în titlu, deși de exuții mei nu sunt orbi și îi văd, îmi văd și fața mea de răcită și fața lui de răcit, suntem praf, dar uite că facem videoclip pentru voi. Și astăzi o să avem un challenge, Știm că este un challenge destul de popular, destul de vechi, când noi ne-am găsit în 2017 să filmăm clipul ăsta, nu? Bă, dar știi că în România nu există treaba asta? Ba da. Ca să ofer o traducere mai amănuntă, o să-mi bat joc de băiatul ăsta astăzi. Se vede entuziasmul de pe fața lui. Citiți-i, vedeți în ochi. Spune-ne despre ce e vorba, despre ce e challenge-ul. Deci în acest challenge, dragilor, trebuie să îi dau acestui băiat să-l hrănesc, să-l fac băiat mare, cu tot felul de prostioare. Dar ce prostioare? Prostioare alese de Dex, adică cu plăcere. Chiar crezi chestia asta? Niște mâncăruri pline de proteine, de vitamine, de minerale, grăsimi. Așa, ce? Îl legați voi la ochi? Trebuie să-l legați la ochi, da. Acolo, te acolo, acolo. Nu aia. Ce să punem aici să vadă lumea, uite, nu se nimic prin ea, vedeți, nici voi nu vedeți. Ba, așa, da? Începe procesul de legare. Știi cum ești ca un pur din ăla, te face... Nu mi-a făcut bine, stai, stai că mi-a lăsit. Haide, ajută-mă și pe cura. Deci, în acest clip este și o provocare, da? Deci îl provoc să meargă până în bucătărie, să caută o farfurie și o lingură, da? Legat la ochi! Deci nu aveți idee cum se simte să ai chestia asta pe ochi și să nu știi ce urmează. Deci, nu știu, am o senzație foarte ciudată. Exact. Bă, dar ce se întâmplă tocmai? Deci deja mă simt foarte ciudat pentru că nu-mi dau seama de nimic ce se întâmplă în jurul meu. Ce faci, frate? Alo? Oh. Ai pus sau nu ai pus? Sau ce-ai pus? Da, am pus. E ceva? Da. E prima chestie? Da. Și poți să pun mâna? Nu. Bine. Da, pune mâna. Zi, este? Da, ce simt? Bă, nu vreau să pun mâna, jur că nu vreau. Zi serios, nu e nimic, bă, e o lingură. Zi, mă, oameni, îți faci joc de mine să mă... Da. Deci fii atentă că dacă e ceva n-aș poate bat. Haideți să începem! Mă simt extraordinar de bine, haide. Bagă. Știu că ți-ți place grăsimea. Așa. Și mi-a luat ceva gras. Foarte. Și încă cum? Așa. Unde-i frate? Unde e? Hai, da, pune aici și vă iau eu. Deschide gura! Multipare! Mai vrei mai eu? 100 dacă vrei. Singura chestie care mi-e în cap e că e un strugure, dar nu prea are gust de strugure. Dar trebuie să fie strugure. Dar e strugure cu gust de kiwi. Jur, e strugure cu gust de kiwi. Nu sunt struguri? Nu sunt struguri! Să ghicești ce frunze sunt. Sunt frunze alea? Aaaa, am zis-o! Deci, el crede că este un strugure. Mai vedem noi. Eu nu știu exact ce se întâmplă. Deci toate produsele pe care le arăt nu fac reclamă. Asta o să-i placă. Mamă, miroase, bă, ia mai. Ești pregătit? Nu prea. Spune-mi, ești pregătit? Nu prea. Păcat. Nu e bun, nu... Dă-mi apă. Știi că nu trebuie să bei apă dacă e iute, trebuie să bei lapte. E ceva iute, pastă de iute, habar n-am, pastă de ardei iute. Vai ce mă arde gura. De ce am înfriptat eu așa ceva? Aoleu, am dat și pe mine.
Mă bucur, am mulțumesc. Deci așa am rămas, da? Zacuscă iute sau pastă, ceva iute, de ceva cu ardei iute, clar. Ok. Încă am gust iute și miros iute, adică nu știu ce o să simt din următorul produs. What the fuck? Ia, e clar ceva la conservă sau la adop, nu știu, cu adop. La adop? Hai, pune mâna. Unde? Doar cu un deget. Unde? Aici. Stai. Am o pisică din aia, știi? Imaginar. E cu lingura? Da. Nu mai vreau cu lingura. Ce ai? Dulceață? Cum ar fi să aibă dulceață? Ce bine ar fi? Dă-mi un șervețel. Băi, e foarte, are un gust foarte... Nu-mi dau seama dacă e iaurt sau e gem. Iaurt sau gem? Da. Asta pot să fac mâna în foc, e ceva de prună. Mișto prână asta. După, hai mai dăm un pic ca să văd dacă... Dar puțin pe un vârf, nu mai îmi dau atâta o creașca. Mi-ai dat, mai hrănit. Păi ce faci, mă, mă mângești? Iaurt cu prună, hai. Așa rămân. Iaurt cu prună? Da, iaurt cu prune. Bine. Bă, tu îți bagi joc de tine. Da. Haide, dă-mi. Ceva foarte dulce? Pentru oamenii așa... Hai ca asta-ți place, sigur vrei să mănânci. Bă, miroase bine, nu? Oh, uite, deschide gurița. Hai! Hai! Capul sus! Hai, mă! Capul sus, haide! Hai, mă! Bă, hai să-mi bam! Mare, 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 mare! E lungă care. Am băgat mâna. Asta e un baton. E un baton de cereale, dar stai să mă gândesc de care. De care? E un baton fitness, cred. Și e cu ciocolată. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Nu miroase nimic, îmi faci un nas ceva de plastic. Ce să miroase? Iară poșnă, e clar. Și pică. E ceva de hârtie din aia plastificată. Wow, e de hârtie, băi! E ceva ud. Și ăsta miroase tot ca ăla de prune, frate. S-a ridicat părul pe mine, uite-te pe la mâna mea. Chiar s-a ridicat părul pe mine, dar... Lupta ta pe viață și pe moarte pentru ultimul produs pe care îți dă-mi. Hai mă, dă-mi orice ar fi, dă-mi. Bine. Hai, dar să nu lovești. Bine, mare. Mă bat în baita mea, nu mai pot. E cacao. Ceva așa frumos de aici. Uite. S-a mai dus puțin. Stai că mai pe aici. Doamne ferește. Eu nici nu-mi imaginez cum arată. În primul rând nu văd bine. Deci în primul rând mai nenorocit. Mi-a dat cacao. Bă. Deci nu pot să cred. E trecut. Mă duc până la baie și revin. Mamă. Ui. Și că mă țin și că m-am căcat pe mine. Te-ai pus cu cine nu trebuia? Haideți să luăm cu începutul. Să luăm produsele la rând. Prima dată, ce produs ai crezut? Am crezut că sunt struguri cu gust de kiwi. Așa era, avea gustul aparna. Struguri oricum. Ok. Erau Physalis. Physalis. Mă. Sunt din Columbia. Nu cred, păi asta a fost jnăia. Bă, a fost bună asta, să știi, are, e un strugure cu gust de kiwi. Cum nu, te-ai umplut de bani de la Mega Image. Cum e? Hai că e bun, e ca un kiwi cu gust de strugure. Am luat unul nașpa. Ce are, cum e? Are gust de țuică. De țuică? A doilea produs. A doilea am zis, e ăla picantul? Da. Am zis că e zacuscă picantă sau ceva pastă de, nu știu, de picant, habar n-am. Okay. Picante. Era curry. Curry! Știi că curry este iute specific din India. Nu? Mai e și red ăla, adică ăla dracu de ea, dracu. Ia gustă și tu, te rog frumos, dracu. Ingrediente: apă, chili, zacuscă. Zacuscă? Următorul era gemul de prune.
Hai, arată-mi ce e. Este mâncare pentru copii cu gust de piersici. Piersici. Mi-ai dat mâncare pentru copii? Da. Știi că asta o să deci am greșit tot. Asta o să mănânc după. Următorul. Am greșit tot. Era un baton. Fitness cu ciocolată. Fitness cu vanilie? Nu cred, dar oricum am greșit. Băi, e white chocolate. Aveam gust de ciocolată, e white chocolate, am ghicit. Nu, tate, ai zis ciocolată? Ciocolată am zis, e white, e ciocolată albă. Mă rog, e vanilie! Nu, e ciocolată albă, e diferent de ciocolată. Păi, n-ai specificat ce ciocolată. Nu puteam să văd, am ghicit-o pe asta, am ghicit-o. Eu pe 99%. Bine, cacao, am ghicit. Cacao, da. Am ghicit două, deci n-ai două. Două din cinci. Da. Mai vrei? Nu mai vreau, plecă de aici cu asta. Iar acum, revanșa! Păi mă revanșez și eu, nu? Fiar! Da, mă, dacă vreți să o vedeți pe ea cum mănâncă chestii, trebuie să intrați pe canalul meu. O să fie în descriere, dragilor, așa că duceți-vă acolo în descriere ca să vedeți ce tâmpenii mănânc eu de la copilașul ăsta. Ce copilașul, că sunt, aș putea să fiu taică tu. Dragilor, sper că v-a plăcut din suflet provocarea noastră. Sper că ați râs, v-ați amuzat de băiețelul ăsta, sorocuțul de el prin câte a trecut. Sper că nu v-ați speriat de râsul meu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați un share ca să vedeți și prietenii voștri. E dar un canal de... vlogging, daily vlogging și foarte multe subiecte în general. O să vedeți pe canalul meu, o să fac foarte multe chestii. Gen sală, sport, mâncare, probez... stil de viață sănătos în general. Vedeți, nu? Și nu uitați să treceți și pe canalul lui ca să vedeți ce tâmpenii mănânc. Deci m-am umplut de cacao, ce să mai pot să zic? Te-ai făcut singur de cacao. M-am făcut de cacao. Yeah! Pe canalul meu vreau să fie... pace! Să fie pace! Mulțumesc din nou că suntem peste 60.000 de abonați pe canal. Vă mulțumesc din tot sufletul meu și știți că vă apreciez extraordinar de mult. Sunteți cei mai tari. Zi-tu, mă, n-am cea mai tare comunitate. După mea. Mai dau cacao din asta? Nu. Iar noi ne vedem data viitoare la un nou video clip! Cum? Revanșa! Stai așa! Ce faci, mă? Hai să facem o poză tot. Uitați-l pe băiatul ăsta periculos cum aduce scaun. No! Ce faci? Ce faci, bubușe? Ce faci? Che? Cu che? Partichip, fiare. Partichip. De ce arată așa? Bine v-am găsit la știrile de la ora 5. Numele meu este Bogdan. Este ora 3, 4. Bine, 3. Bine v-am găsit la ora... abrăcit amândoi. Mamă, era să spun. Acum, în acest moment. De cine ține mamă de voi de aici? Că ține la voi. Dar nu am dat o scandă. Îl facem. Hai. Da, da, frate! Ah, m-ai filmat. Ah, ok, da, am înțeles. Ok. E bine. E amuzant, nu? E foarte amuzant. Și să nu știi ce urmează, de ce e amuzant, foarte ciudat. E amuzant, nu? Fiera la naibă de treabă. Știi la ce mă gândesc acum, sincer? Da. Am impresia că sunt mulți ninja în jurul meu și nu știu ce se întâmplă. Ninja! Dai. Vedeți clipul pe canalul lui, numai de tine. Vedeți de tine. Și clipul lui îl îți vede... Și clipul lui îl îți vede... Bă, că bă, este nișită. Și clipul lui îl îți vede... Și clipul lui zlă. Și clipul lui les vedea. Și clipul lui îl veți vedea la mine pe... La tine a fost ăsta la tine, unde la tine? Scuze!